Bineața și bine ați venit la un nou vlog pe acest canal. De data aceasta am primit o cutie misterioasă de la Oriflame. O să o desfacem împreună, o să vedem ce conține, cum mi se par produsele, iar la final o să o dau și un make tips. Eu de când eram mică eram îndrăgostită de Oriflame, am fost și în echipă, făceam vânzări, totul era o nebunie, aduceam revistele la școală, se uite colegii, deci mi-a plăcut super mult acea perioadă. Acum am ajuns chiar să primim un cadou de la ei, hai să vedem ce se află nou. Curioasă este această cremă cu lapte și miere, așa să ne fie și viața. Este cremă clasică de la ei, din câte știu eu. Ca miros, ia să vedem. Da, super clasic. Cred că recunoașteți mirosul ăsta dintr-o mine, dacă aș putea să vă fac să-l simțiți și voi. Este atât pentru față cât și pentru corp, observ. Și textura este una de budincă. Chiar seamănă cu budincă și miroase ca o budincă, dar cred că la gust nu este foarte bună. Însă sigur e bună să hidrateze. Hai să trecem la următorul obiect. Am merit un ruj. Ok, al doilea produs este un ruj, este din gama The One. Îmi doresc să fie mat, dar hai să vedem, să desfacem și să vedem ce găsim înăuntru. Mi-a alunecat mâinile de la cremă. Ok, nu e culoarea aceea, este chiar un maro, un nude. Da, nude-uri ne plac super mult. Ok, am numerit un mascara. Acesta chiar mi este necesar, este tot din gama The One. 5-in-1, se numește Wonderlash. Cred că n-a fost cea mai bună idee să-mi dau cu crema la început. Acum mâinile mi-a alunecat pe orice. Următorul produs e cel puțin interesant. Aș fi zis că este o cremă, dar nu m-am lăsat păcălită, deoarece am citit, am tras puțin cu ochiul. Sunt niște capsule cu ulei pentru față. Am un complex de vitamine, vitamina E, Nutri 6. Pătrund foarte ușor în piele și spune că ajută în procesul de îmbătrânire. Timp. Spun că trebuie totuși să folosim o perioadă mai lungă de timp. Nu cred că apară așa rezultatele peste noapte, măcar după câteva zile de utilizare, dar din ce arată pe cutie și din ce cunosc eu despre acest produs, e unul care n-are cum să dea greș și cu siguranță vor fi rezultate de la foarte bune în sus. Hai să trecem la următorul. Aici avem un balsam de buze. Și v-am spus povestea mea de dragoste cu Oriflame-ul. Cred că am de la ei aproape toate balsamele de buze care au apărut în această capsulă mică. Era foarte la modă pentru mine când eram eu în liceu să ai balsamuri de buze din acestea. Sunt foarte curioasă dacă voi le-ați prins, să-mi scrieți în comentarii. Așa, sunt adorabile așa mici cum sunt. V-am zis, am o colecție impresionantă de borcanașe din acestea și sigur și el va merge la colecție. Mirosul e... Dar nu-mi dau seama ce este, un miros foarte familiar. Cred că totuși sunt struguri. Ce e foarte tare despre acest balsam de buze este faptul că e făcut din 99,9% ingrediente naturale. La un produs de make-up în zilele noastre e mare lucru ăsta. Îmi place super mult. În detrimentul unui lip gloss normal sau unui strugurel, eu apreciez genul acesta de balsamuri de buze, deoarece simt că am posibilitatea, băgând degetul propriu-zis, să scot o cantitate mai mare, ca să-mi dau pe buze să simt eu o hidratare mai intensă. Următorul produs sunt niște peciuri pentru ochi cu kiwi. Mai avem o cutiuță. Ce crezi că se află înăuntru? Lipstick. Perfect. Ok, n-am văzut până acum așa ceva. Cred că este genul acela de lip gloss care prin înșurubare va scoate produs de sus și ne putem da. Trebuie să-l încerc ăsta. Cred că înșurubez în partea greșită. Victorie! A ieșit! Este culoarea Sherikash și se prezintă așa. Ignorând faptul că m-am murdărit canaiva pe mâini, e fain. Următorul produs este un parfum. Mereu am considerat că cei de la Oriflame sunt oricum renumiți pentru parfumurile lor. Cred că și aici, cu maxim una, două, trei modele de parfum, le-am pe toate. Le-am colecționat pe toate. Și sticlele sunt frumoase și parfumurile sunt la prețuri accesibile. Și să știți că persistă. Deci eu consider că la prețurile pe care le au, parfumurile astea sunt premium. Avem un parfum de la Miss Giordani. Nu l-am testat până acum, este prima dată când îl testez acum cu voi. Sunt curioasă dacă voi l-aveți, să-mi scrieți în comentarii cine îl are deja acasă. Hai să vedem ce sticluță are și cum se prezintă. Așa arată sticluța, drăguță, decentă.
Mi-ar plăcea super mult să existe cumva și probabil va exista pentru că tehnologia a evoluat super mult. Oricum în prezent facem chestii la care nu ne așteptam că le vom face cu 10 ani în urmă. Dar să există o tehnologie prin care să pot să vă dau să mirosiți. Să vă transmit așa, pac, ca la catalog. Să plecați și să aveți mirosul după. Pentru că parfumul ăsta miroase tare fain. Însă acesta are clar note calde și dulci. Deci un parfum dulce. Dar totuși, destul de seducător și șarmant. Cred că pot spune asta despre un parfum, nu? Da, îmi place parfumul ăsta. Cel mai bine totuși încercați chiar și o mostră, că n-am o să vă transmit mirosul. Aici o să încheie astăzi haul-ul nostru, cutia misterioasă de la Oriflame. Dar nu în ultimul rând vreau să vă spun să intrați și voi pe site-ul celor de la Oriflame, deoarece au cam niște campanii foarte, foarte tari. Puteți deveni client VIP sau puteți chiar să intrați în echipa Oriflame. E o experiență super tare pe care v-am zis am trăit-o în timpul liceului și mi-a plăcut super mult. Acum sunt mult mai multe beneficii decât erau atunci. Câteva dintre ele ar fi că ai 10% reducere la orice comandă o plasezi. Cu cât au și mai mulți prieteni care plasează comenzi, cu atât și tu ai un bonus. Și o să mai las câteva din beneficiile lor pe ecran. Aici am încheiat vlogul, sper că v-a plăcut. Ne vedem la următorul vlog și abia aștept să vă arăt alte cutii misterioase.